Pompierii gărzii Oțica de Sus cu auto specială de stingere cu apă și spumă și un echipaj smurd au intervenit în localitatea Oțica de Sus pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință. În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta la tavanul unei camere de locuit și la bunurile din aceasta. Doi bărbați au suferit arsuri superficiale la nivelul membrelor superioare, fiind transportați la spitalul din Caracal. Pompierii au lichidat incendiul și au eliminat efectele negative ale acestuia după aproximativ o oră. În urma incendiului au ars acoperișul camerei pe aproximativ 12 metri pătrați și bunurile dintr-o cameră de locuit. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile. Pentru evitarea unor astfel de tragedii, pompierii reamintesc câteva măsuri. Verificarea coșurilor periodic, de cel puțin două ori pe an, una dintre verificări fiind înainte de începerea sezonului rece, de asemenea curățarea și repararea defecțiunilor astfel încât scânteile să nu pătrundă spre zona de materiale combustibile și protejarea coșurilor față de materiale ușor combustibile, respectiv grinzi, astereală sau alte materiale combustibile. Printre altele, ar trebui ca în fața ușiței de alimentare, pardoseala, să se protejeze cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 pe 50 cm și totodată trebuie evitată depozitarea materialelor combustibile la o distanță mai mică de un metru față de sursa de încălzire. În situația în care utilizați sobe fără acumulare de căldură, trebuie verificată distanța dintre sursă și burlanele metalice neizolate.